Președintele Consiliului Național de Conducere al Partidului AUR, Claudiu Târziu, a fost prezent astăzi la Reșița. Acesta a susținut o conferință de presă în care a prezentat principalele preocupări ale formațiunii politice, în special în domeniul sănătății. AUR a achiziționat 40 de mașini pe care le va da câte unui medic de familie din fiecare județ pentru ca acesta să aibă acces mai ușor la pacienții aflați în zone izolate. AUR a început de ieri să dea o nouă mână de ajutor medicilor de familie din toată țara. Am cumpărat 40 de mașini, vom da câte una în fiecare județ, un medic de familie recomandat ca fiind foarte energic și priceput și mai ales care are mult de alergat în teren. Două deja le-am dat spre folosință unor medici din Teleorman și din Mureș ieri. Ieri a avut loc o conferință de presă pe această temă, ținută de președintele partidului, domnul George Simion, în fața Ministerului Sănătății la București. Și urmează ca în perioada care se va desfășura în o săptămână sau două, să identificăm și alți medici de familie, să dăm aceste mașini spre folosință. Am văzut în timpul caravanei pe care o organizăm în toată țara, caravanei medicale, mobile, câtă nevoie este de medici, mai ales la sat, câtă suferință este în România și câtă lipsă de empatie din partea autorităților. Am constatat că deși noi școlarizăm de două ori mai mulți medici decât alte state, avem o mare penurie de medici, pentru că 75% dintre ei pleacă din țară din cauza condițiilor, mai ales a condițiilor de lucru din unitățile spitalicești. Acum nu se mai pune neapărat problema de bani, ci pur și simplu de condiții. Dacă ai aparatură, dacă ai higienă, dacă ai spații adecvate în care să-ți desfășori activitatea. Medicii, în principal, din acest motiv pleacă. Pentru că nu-și pot face meseria cum se cade în România. Știți că această caravană medicală a AUR se apropie de finalul primului ciclu. Am trecut prin toate județele. În fiecare județ am fost în câte trei localități mai bătute de soartă, în care nu există asistență medicală. Și această caravană este spitalul promis de către AUR încă din campania electorală din 2020. Am spus atunci că vom face un spital din banii de subvenție pentru partid. Partidele primesc foarte mulți bani, milioane de euro pentru activitate politică. Noi considerăm că activitatea politică trebuie făcută din donațiile și cotizațiile membrilor, susținută de membrii și simpatizanți, nu din bani publici. Și am anunțat atunci că banii aceștia îi vom folosi pentru un spital. Din păcate, legea nu ne permite să investim în clădirea unui spital. Am încercat să modificăm legea în repetate rânduri, am făcut presiune asupra autorităților, din păcate fără niciun rezultat pozitiv. Din păcate, guvernul nu vrea sub niciun chip să facă ceva pentru români. Vrea doar să folosească pârghiile de putere în interesul clienților politici, ai membrilor de partid și a altor entități mai mult sau mai puțin vizibile. Noi nu suntem de acord cu acest lucru și vom căuta să modificăm legea și în următoarea legislatură, unde sperăm să fim în număr mai mare. Grupurile parlamentare să fie, dacă nu majoritare, grupurile parlamentare AUR, cel puțin să fie într-un număr semnificativ mai mare și atunci să aibă o trecere mai bună în privința proiectelor legislative
prin Parlament. Totodată, liderii formațiunii politice anunță că în Caraș-Severin vor avea candidați la primării în 70 de localități. Având în vedere că ele sunt comasate, localele cu europarlamentarele, tindem la un scor politic de peste 20%, spre 30%, și la un scor electoral pentru aleșii locali în jurul a 20%. Asta este ținta noastră, având în vedere că s-a scurtat termenul de selecție a candidaților, că s-a scurtat termenul de pregătire, cum se cade, a campaniei electorale, ni s-a pus în față deodată. Credem că acest scor ar fi unul bun. Deci dacă luăm spre 20% și în Caraș-Severin, noi vom fi foarte mulțumiți. Cred că există premizele acestui scor și asta ne va da o forță importantă în județ. În rog, colegii noștri, am luat decizia de a depune dosare de candidatură în 70 de UAT-uri în județul Caraș-Severin. Dacă alegerile ar fi fost organizate la termen și constituțional, nu cum au făcut Nicu și Marcel încălcând Constituția, sunt convins că aici, în Caraș-Severin, am fi avut în toate cele 77 de UAT-uri reprezentanți ai AUR pe buletinul de vot. Din partea AUR Caraș-Severin, Ilie Iova va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, iar Bogdan Gaiță pentru cea de primar al municipiului Reșița.